Mehedințenii vor sărbători și anul acesta Ziua Femeii cu muzică și dansuri populare. Surprize, ca de fiecare dată, și nu numai femeilor. A zice așa, doamnelor, domnișoarelor, mămici, bunici, surori, iubite, haideți la spectacol de ziua ta, femeie dragă, în data de, sărbătorim în avans, în data de 7 martie la ora 18, în sala de spectacol a Palatului Culturii Teodor Costescu, un regal folcloric, nu spun mai mult, un regal folcloric, cu multe surprize pentru suflet, din sufletul nostru pentru sufletul dumneavoastră. Așa, ca dar de mărțișor, ca dar de primăvară. Pe data de 7 martie, zeci de iubitori de folclor sunt așteptați la un spectacol de excepție la Palatul Culturii Teodor Costescu. În semn de apreciere și recunoaștere pentru contribuția femeii în diferite domenii, Palatul Culturii Teodor Costescu, cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Drobeta Turnu-Severin, organizează în data de 7 martie, ora 18, un spectacol plin de emoție. Pe scena din sala de spectacole ne vom reîntâlni cu artiste îndrăgite, precum Mariana Ionescu Căpitănescu, Marcela Fota, Emilia Dorobanțu, Alina Moț-Drăghia, Adriana Popovici și Cristina Croitoru. Atmosfera va fi completată de ansamblul Izvorașul al Palatului Culturii Teodor Costescu. De menționat este că intrarea va fi liberă în limita locurilor disponibile. Spectacolul intitulat De ziua ta, femeie dragă, este un eveniment care nobilează sufletul doamnelor și domnișoarelor de bucurie și iubire.